22 de profesori din Italia, Bulgaria, Turcia, Letonia și Polonia au vizitat astăzi școala generală din Drăguțești. Cadrele didactice au fost întâmpinate cu pâine și sare. Promovarea tradiției și a culturii locale a fost principalul obiectiv al acțiunii, iar profesorii străini s-au declarat încântați de ospitalitatea gorjenească. După ce au vizitat școala și atracțiile comunei, cu toții s-au relaxat în mijlocul naturii. Pragul școlii generale din Drăguțești a fost trecut astăzi de profesori din Bulgaria, Italia, Turcia, Letonia și Polonia. Faptul că sunt 5 școli din 5 țări ne onorează și ne ambiționează să facem și noi aceste parteneriate, să mergem și noi în aceste școli. Acțiunea aparține liceului cu program sportiv din Târgu Jiu, dar la care a aderat și unitatea de învățământ din Drăguțești. Este un proiect Erasmus, implică 6 țări, între care și țara noastră. Donatoare este Turcia, un liceu de acolo, și titlul proiectului este Treasure in Language, adică noi ne dorim să exploatăm comorile din limba fiecărui stat participant, de asemenea să redescoperim împreună cu elevii care sunt cele mai importante tradiții și obiceiuri din fiecare țară. Profesorii străini au vizitat școala și au fost încântați de ce au găsit. Oaspeții au avut doar cuvinte de laudă la adresa gazdelor. Bulgaria, from the town of Vidin, which is very close to Romania, just opposite Calafat. Emil este foarte încântat de ceea ce a văzut aici, de școala de aici, pe care o consideră mică bijuterie, de frumusețile geografice pe care le-a văzut până acum, de partea culturală. I love and I speak thank you for your hospitality. It's very important and I think it's very important for the Europe. This is initiative because change the costume, character and innovation for the school is very interesting. Thank you. Este de asemenea mulțumit de ospitalitate și de ceea ce a văzut până acum. Și poi elimina tutti i confini, tutte le barriere culturali, linguistiche. Non fa niente che io non parlo inglese, parlo malissimo francese, parlo solo italiano, ma ci capiamo benissimo. Quindi questo unisce veramente. Thank you. Grazie. Consideră că trebuie să fim uniți, să depășim barierele și să lucrăm mult mai aproape unii cu alții, așa încât să ne redescoperim. După ce au vizitat școala și atracțiile comunei, cu toții s-au relaxat în mijlocul naturii. Oaspeții au fost întâmpinați cu pâine și sare, iar un taraf a întreținut atmosfera. Surpriza a fost pregătită de primarul comunei, Dumitru Ion Popescu. Mana tu sole! Apoi au cântat și au dansat. Dumitru Ion Popescu, primarul din Drăguțești, a luat parte la eveniment. Vreau să spun că sunt foarte, foarte încântat. Azi este o zi mare pentru comuna Drăguțești. Vorbeam de promovarea culturii și a școlii. Chiar cred că Dumnezeu ne ajută foarte mult. Vorbim de cultură, vorbim de tradiția noastră românească. Vorbim de sufletele țăranilor care au plecat la oraș și care din când în când se întorc la țară și iubesc pământul. Și vreau să le mulțumesc profesorilor care au venit din alte țări. Cei mai talentați copii din comună au pregătit și un moment muzical. Lăsu-mă și negrișoză, să nu, să nu mai mor. Nu spre încenele vina de mă, băgați într-o păcate. Vizita la Drăguțești a făcut parte din programul Erasmus.